Salutare și bine v-am găsit! Sunt Alina Angel, sunt psihoterapeut integrativ, parte din echipa Polyvagal România, care este un proiect al Institutului Român de Psihoterapie Integrativă. Polyvagal România este dezvoltat în parteneriat cu Polyvagal Institute din Statele Unite și voi vorbi astăzi despre cartea care a avut un impact foarte mare în anul 2022. Este vorba despre Ghidul Teoriei Polivagale al lui Stephen Porges, Puterea de transformare pe care ți-o oferă starea de siguranță și conectare, apărută la editura Herald. Noi, în cadrul proiectului Polivagal România, suntem interesați să promovăm studiile și cercetările desfășurate de Stephen Porges. Stephen Porges este autorul teoriei polivagale. Și teoria polivagală este definită de specialiști ca fiind arta și știința conexiunii umane. În carte veți afla informații despre vocabularul, conceptele și modelul pe care teoria polivagală îl propune și veți afla care sunt noile perspective în ceea ce privește înțelegerea funcționării umane, cu impact asupra reglării emoționale și asigurării unui echilibru fiziologic, atât la nivel corporal, cât și în general. Credem că înțelegând principiile și paradigma pe care teoria polivagală o propune, putem produce schimbări atât la nivel individual, cât și la nivel social, ca indivizi, vom ajunge să comunicăm mai bine și să devenim cu compasiune pe măsură ce înțelegem cum se formează conexiunile umane, iar ca societate putem avea o nouă perspectivă pentru vindecare și îngrijire, fie că e vorba despre un cabinet de psihoterapie sau un spital sau o sală de clasă sau acasă. Stephen Porges a schimbat de-a lungul ultimilor ani perspectiva multor terapeuți și psihologi și astăzi nu putem vorbi despre reglarea corporală și traumă fără să facem referire la cercetarea lui Stephen Porges și la teoria polivagală. Vă invit așadar să descoperiți Ghidul Teoriei Polivagale al lui Stephen Porges, apărută la editura Herald, împreună cu o carte, îi zicem noi, soră. E vorba despre cartea lui De Bruyne, pe care voi vorbi cu siguranță că într-o altă ocazie. Vă mulțumesc și vă salut, sărbători fericite să aveți!